Bună ziua! Descriem astăzi un caz de meningiom samomatos toracal. Cuvântul samos înseamnă nisip în limba greacă. Corpul samomatos reprezintă o aglomerare de celule tumorale în formă de cuiburi, insule lobului, cu depuneri focale de seturi de calciu. Tumorile localizate la nivel spinal sunt rare, având o prevalență generală de 1 la 4 față de tumorile localizate cerebral. Majoritatea tumorilor spinale primare sunt de natură benignă. Acestea reprezintă formațiuni proliferative proprii, țesutului nervos sau ale învelișurilor acestuia. Sintomatologia și localizarea sindromelor de compresiune medulară prezintă anumite particularități, unele fiind chiar patognomonice procesului compresiv, astfel, la nivel cervical predomină tumorile intramedulare, la nivel toracic meningioamele, iar la nivel lombosacrat neurinoamele. În clasificarea proceselor compresive în raport cu Moldova spinării se disting compresiuni intramedulare, extramedulare intradurale și extramedulare extradurale, ultimele fiind atribuite în mod obișnuit proceselor neoplazice maligne sau mai puțin frecvent Schwann-omului. Celula Schwann știm că formează teaca de mielină la nivelul sistemului nervos periferic. Și prezentăm cazul unei paciente de 66 de ani, cunoscută neoplasm de col uterin operat și radiotratat în 1997, hernii discale L4-L5, L5-L1 operat în 2005, respectiv 2015, care se internează în clinica de neurologie pentru parestezie la nivelul mamelor inferioare, pentru tulburare de mers cu simptomatologie instalată lent progresiv cu debut de aproximativ 5 luni, pacientă cu dispoziție depresivă și insomnie. În antecedentele personale patologice, reținem hipotiroidismul iatrogen post-hemitiroidectomie dreaptă în tratament cronic substitutiv cu Epiroc din 2002, scolioză lombară dextroconcavă, osteoporoză, colecistectomie. Pacienta se prezintă în stare generală relativ bună, supraponderală, IMC-ul 25,7 kg/m², suprapondera este între 25 și 29,99. Facies depresiv, tegumente palide, desen venos accentuat la nivelul coapselor, fanere trofice, țesut conjunctiv adipos bine reprezentat la nivel abdominal, sistem ganglionar superficial nepalpabil, sistem osteoarticular cu fragmente la mobilizarea genunchilor, pacienta afirmă dureri periarticulare la nivelul șoldului, genunchilor, gleznelor, modificări deformative la nivelul articulațiilor distale ale mâinilor și picioarelor, cu torace discret fotic, urmul vesicular prezent bilateral, fără raluri, tensiune arterială 112 cu 71 mm/Hg, alura ventriculară 64 de bătăi pe minut, zgomote cardiace regulate, fără sufluri, fără edeme gambiere, artere periferice pulsatile bilateral, abdomen suplu, mobil cu respirația, sensibil la palpare la nivelul mezogastrului, fără semne de iritație peritoneală, tranzit intestinal prezent, afirmativ încetinit, fără organomegalie decelabilă clinic, loje renale libere, manevra Giordano negativă bilateral și pacienta afirmă incontinență urinară. Examenul neurologic la internare a relevat pacientă conștientă, cooperantă, orientată temporospațial, autoșalopsihic, fără semne de iritație meningiană, nerv cranian indemn, mers ataxic, flux deficit motor la nivelul membrilor inferioare, pe stânga mai mult decât pe dreapta, hipertonie de tip piramidal, asimetrică, mai accentuată la nivel pleural stâng, coordonare în limite normale, reflexe osteotendinoase vii, asimetrice, stânga mai mult decât dreapta, reote ahiliene diminuate bilateral, simetric, Sembabinski prezent bilateral, hipoestezie crurală stângă, pacienta greșește de 2 din 3 încercări la proba mioartrochinetică, fără nivel de sensibilitate, proba romber pozitivă cu oscilații sistematizate pe partea stângă. Diagnosticul de etapă stabilită a fost de parapareză spastică ataxică în observație etiologică. Au fost prelevate următoarele analize sangvine: hemoleopogramă, VSH, ionogramă, biochimie, electroforeza proteinelor, hemoglobina glicată, vitamina B12 serică, 25 hidroxivitamina D, hormon tiroidien. Acestea au fost în limite normale, cu excepția profilului lipidic, care a decelat un colesterol total de 210 mg pe decilitru, valoarea normală fiind sub 200, și un LDL colesterol ușor mărit, 130 mg pe decilitru, valoarea normală fiind sub 100. Pacienta a efectuat examen CT cerebral care nu a evidențiat modificări patologice. În contextul accentuării progresive a simptomelor pe parcursul a 5 luni, pacienta s-a prezentat pentru reevaluare neurologică și pentru continuarea investigațiilor de specialitate. Prin corroborarea datelor anamnestice, a examenului clinic neurologic și a datelor paraclinice, s-a ridicat suspiciunea de degenerescență subacută a modului spinării prin carență de vitamină B12.
La examenul prin neurologic nu au fost obiectivate modificări față de valoarea precedentă. Pacientul a descris în parestezii cu caracter de arsură, localizate în regiunea lombară și la nivelul membrilor inferioare. Intensificarea lor vesperală, pacientul a mai acuzat instabilitate în membrii inferior stâng, tulburări de mers și incontinență urinară. S-a efectuat RMN de coloană lombară și s-a recomandat continuarea investigațiilor în sfera digestivă. Examenul RMN a evidențiat scoliose dextroconcavă, retrolistezis la nivelul L3, în seara spațiului discare L3, L4, L4, L5, fenestrație L5 dreaptă, hemilaminectomie la nivelul vertebrei lombare L5 stângă, recidivă herniară la cele două nivele, ușoară stenoză degenerativă L3, L4, chist arachnoidian sacrat S2 drept, modificări atruzice ale articulațiilor zic apofizare lombare cu reacție fluidă intraarticulară. Știm că sunt patru articulații între apofizele articulare, două superioare, două inferioare, au o direcție la nivel cervical orizontală, la nivel toracal oblică și la nivel lombar arcuată. Analizele de laborator au evidențiat doar o creștere a creatinchinazei, 190 de litri pe litru, valoare normală prin sub 167, și hipercolesterolemie. Endoscopia digestivă superioară a identificat prezența unei gastrite erimatose eruzive, o infecție cu Helicobacter pylori, iar endoscopia digestivă inferioară, un polip colic, infirmând diagnosticul de degenerescență subacută a modului spinării prin carență de vitamina B12. În vederea excluderii de sindrom paraneoplazic, pacientul a efectuat un CT abdomeno-pelvian și toracic și marcări tumorali, însă fără modificări patologice. A fost solicitat consult neurochirurgical. La examenul vertebral lombar s-au remarcat tulburări moderate de dinamică vertebrală toracolombară, o scolioză dextroconcavă, anteroflexiune lombară posibilă la 60-75 de grade, lateroflexiune lombară limitată moderat bilateral, extensie lombară limitată moderat accentuat, manevră la seg negativă bilateral, fără sensibilitate semnificativă la palparea proceselor spinoase toracolombare. Examenul neurologic a relevat ridicarea cu dificultate din poziția ghemuit, cu sprijin pentru echilibru, frus deficit motor crural stâng, reflexe osteotendinoase rotuliene vii, asimetrice, mai accentuate la nivelul membrului inferior stâng, reflexe ahiliene abolite, reflexe cutanate abdominale abolite bilateral, știm că ele sunt abolite în leziunea ale fascicului piramidal, hipoestezie la nivelul membrului inferior stâng, fără nivel de sensibilitate, hipertonie de tip piramidal crural bilateral, reflexe cutanate plantare în extensie bilaterală. Pacienta a efectuat examen electromiografic, care a înregistrat testa de conducere nervoasă senzitivă în limită normală. Astfel, a fost exclusă existența unei polineuropatii. Acest lucru a sugerat existența unei leziuni la nivel medular toracal. Examinarea RMN nativă și cu substanță de contrast a evidențiat o formațiune nodulară intradurală, extramedulară, dezvoltată posterior și posterolateral stâng, la nivelul jumătății inferioare vertebrale toracale 5 și a discului intervertebral toracic 5, toracic 6, precum și platoului superior toracic 6, placată dural posterolateral de circa 2,2 până 1,5 până 1,2 cm diametre maxime, fără extensie foraminală, cu semnal mixt, hipoasemnal T1 și T2 predominant calcar și semnal intermediar T1 și T2 periferic, ce comprimă marcat cordonul medular, determinând edemațierea acestea pe un segment de aproximativ 2 cm. Formațiunea captează intens periferic la nivelul porților cu semnal intermediar, fiind compatibilă imagistic cu un meningion. Deci avem examinarea prin rezonanță magnetică pre- și postoperator. Examinarea RMN a coloanei toracale evidențiază o formațiune nodulară intradurală extramedulară la nivel toracal 5, toracal 6, de dimensiuni 2,2 pe 1,5 1,2 cm. În secvența toracală T2 sagitală, leziunea hipointensă, secvența STIR, short tower inversion recovery, tehnică de supresie a grăsimii, avem o leziune hipointensă ce comprime marcat cordonul medular. Apoi, secvența T1 sagitală cu substanță de contrast, formațiunea captează periferic substanța de contrast. Avem secvența axială T1 post-contrast și aici relevă neomogenitatea leziunii, compresiunea posterolaterală stângă a cordonului medular și lipsa extensiei foraminale. Apoi, aspectul postoperator cu laminectomii T4, T5, T6, secvența T2 sagitală, STIR sagitală, T1 sagitală. Și avem o imagine cu cicatricea postoperatorie mediosacrată posterioară,
Și nebul care a reprezentat de perul incizii. Pacientul avea un nerv de la nivelul la care era și tumor. S-a intervenit chirurgical în vederea rezecției formațiunii tumorale prin laminectomie T4 T6, cu incizie lineară la nivelul dureii mater și ablația tumorii în totalitate. Pentru sigilarea sutului dural s-a folosit furtuna autologă recoltată preoperator din sângele pacientei cu ajutorul unui dispozitiv special numit Virostat. Fibrina etanșizează sutura durală și contribuie la hemostaza țesuturilor moi supraiacente. Postoperator, pacientul a prezentat stare generală bună, fără nivel de sensibilitate toracală și ameliorarea netă a sensibilității miocitocinetice. Examenul histopatologic a evidențiat o proliferare tumorală cu aspecte histopatologice de meningiom seamomatos, cu infiltrarea lamelelor osoase. Pacientul a început un program de recuperare motorie și evoluția după 2 luni de la intervenția chirurgicală a fost foarte bună. Avem examenul histopatologic al piesei tumorale excizate, cu meningiomul psamomatos, în colorația hematoxilin-eozină, mărirea originală de 50 și 100 de ori, și ne arată o proliferare tumorală meningiomatoasă, cu subtipul histopatologic psamomatos, varianta histologică cel mai frecvent întâlnită la nivelul canalului spinal, alcătuită din numeroși corpi psamomatoși, ce ocupă mai mult de 50% din masa tumorală, reprezentați de calcificări concentrice ale cuiburilor de celule meningoteliale, corpi eozinofili laminați concentrici, cu vârste diferite în funcție de nivelul lor de calcificare. Și avem niște discuții la acest caz. Pacienta noastră avea o tumoră destul de rară, n-a fost investigată toracoală din prima și prin asta s-a și temporizat puțin diagnosticul. Tumorile spinale au frecvență maximă în decadele 4-5 de viață. Făcând o comparație cu tumorile cerebrale, tumorile intraspinale sunt majoritar benigne. Sintomatologia generată de prezența lor este datorată, în cea mai mare măsură, compresiunii medulare. Tumorile intramedulare sunt mai rar întâlnite, iar sintomatologia generată de aceste procese compresive nu oferă elemente patognomonice constante. Masele tumorale intramedulare invadează, dar totodată și comprimă și distorsionează tracturile spinale, ducând astfel la o modificare a capacității de funcționare. Cel mai frecvent astfel de tumori sunt astrocitoamele și ependimoamele. Și deși sunt formațiuni benigne, rezecția lor nu exclude riscul de recurență sau invazie intraspinală după intervenția chirurgicală. Majoritatea proceselor compresive extramedulare extradurale sunt reprezentate de leziuni metastatice. Coloana vertebrală ocupă locul al treilea în ceea ce privește boala metastatică după plămâni și ficat. Metastazele vertebrale sunt cele mai frecvente tumori vertebrale și reprezintă 70% din totalul leziunilor vertebrale tumorale, având cea mai mare incidență între 40 și 65 de ani. Din punct de vedere al localizărilor, ordinea frecvenței este următoarea. Coloana toracală, 60-80%, urmată de coloana lombară, 15-30%, și coloana cervicală, sub 10%. Metastazarea se poate realiza pe calea arterială, venoasă, limfatică și prin extensia regională. Localizarea de bază a procesului tumoral este reprezentată de corpul vertebral, unde are loc o distrucție progresivă a structurii osoase, ce are ca rezultat reducerea pasărilor, a fracturilor, a compresiunilor medulare. Referitor la compresiunile localizate extramedular, intradural, cele mai frecvente tipuri sunt meningioamele și neurinoamele. Debutul simptomatologiei este insidios. Evoluția este lent progresivă și poate fi împărțită în 3 faze. Faza radiculară a compresiunii, caracterizată de durere și parestezie de tip radicular, faza parenchimatoasă, când sunt evidente semne proprii ale suferinței medulare, semne piramidale, existența tulburări de sensibilitate, cele mai multe ori obiectivate prin nivel de sensibilitate. Și ultima fază, în care creșterea în dimensiunea procesului compresiv duce la o leziune transversă completă sau parțială a modului spinal. Cazul pacientei prezentate, simptomatologia și semnele neurologice, include de fapt simptomatologia și semnele, obiectivate inițial, denotă o afectare a tracturilor corticospinale din cordoanele laterale, predominant pe stânga, și tracturile sensibilității profunde din cordoanele posterioare, tumora comprimând măduva dinspre posterul lateral stânga. Nu s-a decelat la primul examen neurologic existența unui nivel de sensibilitate, motiv pentru care a fost luat în considerare diagnosticul de degenerescență subacută a modului spinării prin carență de vitamina B12. Deficitul de cobalamină poate afecta întregul sistem nervos central și periferic. Denumirea de degenerescență combinată subacută este atribuită în mod particular leziunilor la nivel medular produse de deficitul de vitamina B12. Manifestările clinice se caracterizează prin slăbiciune musculară generalizată, cât și prin parestezii sub formă de fumecături sau înțepături, acestea din urmă fiind localizate preferențial la nivelul mâinilor și picioarelor. Odată cu evoluția bolii, mersul devine instabil și prin netratarea bolii se instalează paraparesa taxică, grade diferite de spasticitate. Valoarea serică a cobalaminei este necesar să fie determinată atunci când se are în vedere acest diagnostic.
Nivelul seric al acesteia, mai mic de 100 de picograme pe mililitru, este de obicei asociat cu semne și simptome neurologice. Se trebuie subliniat faptul că nivelul seric de cobalamină nu indică nivelul cantității totale de cobalamină din corp. Pacienții cu astigmatism atrofică pot prezenta un nivel scăzut al cobalaminei. Rezultatul endoscopiei digestive, testele hematologice sanguine, coroborate cu cele ale conducerii nervoase și IRM-ul de coloană lombară, în cazul pacientei prezentate, infirmă existența unei patologii generate de deficitul de vitamina B12, o patologie discală cu suferință medulară secundară sau polineuropatie. Și acum diagnosticele diferențiale ale paraparezii spastice, pe care merită să le cunoaștem, că sunt frecvent pacienți care se prezintă cu aceste simptomatologii, scleroza multiplă, mielita transversă, hernierea discurilor intervertebrale, meningiomul, neurofibromul, ependimomul, astrocitomul, degenerescența subacută combinată a modului spinării prin deficit de vitamina B12, abcesele, mielopatia asociată cu HTLV-1, scleroza laterală amiotrofică și hematomul spinal epidural. Ulterior, pacientul a dezvoltat o senzație de corset la nivel toraco-lombar, care a fost obiectivată prin decelarea unui nivel de sensibilitate la T4-T5. Explorarea imagistică a segmentului medular toracal și a evidențiat prezența unui proces compresiv extramedular intradural, localizat posterior, care imagistic a predat pentru un meningiom. Meningiomul este o tumoră benignă, rezultată din celulele meningoteliale ale arachnoidei, dar care sunt strâns legate de dura mater. Tabloul clinic de multe ori este necaracteristic, mult timp predominând o simptomatologie caracteristică a unui sindrom radicular inconstant și dureri de tipul reumatismal sau pseudovascular. Majoritatea au un risc scăzut de recurență sau de creștere agresivă. Astfel sunt considerate grad histologic 1, meningiomele tipice. Cele atipice au grad histologic 2, iar cele anaplazice au grad histologic 3 și sunt cele mai agresive. La examenul microscopic sunt descrise mai multe variante, printre care cea a meningiomului psamomatos. Meningiomele psamomatoase sunt cele mai frecvente subtipuri histologice de meningiom spinal. Conțin numeroși corpi psamomatoși dezvoltați într-o calcificare concentrică a grupurilor de celule meningoteliale. Din punct de vedere macroscopic, sunt descrise ca mase tumorale rotunde, încapsulate, bine delimitate, lobulate, de consistență crescută, ce comprimă țesutul nervos subiacent, neinvadându-l. Au o creștere lentă în dimensiuni și prezintă aceleași caracteristici observate în cazul meningioamelor intracraniene. Se poate observa faptul că ocazional poate exista o infiltrare a lamelelor osoase din vecinătate, a oaselor craniene sau a corpurilor vertebrali, sau se poate dezvolta o metaplazie osoasă. Metaplazia reprezintă o schimbare a structurii unui țesut, un proces de acomodare și de adaptare în funcție de modificările mediului. Poate fi fiziologică, poate fi și patologică. La examenul CT, meningiomul psamomatos se evidențiază ca o masă calcificată extraaxială. Extraaxială tot ce ține de exteriorul parenchimului sau exteriorul SMC-ului, iar intraaxial în interiorul parenchimului, interiorul SMC-ului. Deci o masă calcificată extraaxială, dar există și cazuri când hiperdensitatea nu e dată de o calcificare intensă, ci de prezența corpuscular psamomatos ce sunt dispersați în toată tumora. Examenul RMN este investigația de elecție care pune în evidență un proces tumoral situat extramedular și care fixează omogen substanța de contrast. În ceea ce privește tratamentul meningioamelor, se iau în considerare următoarele: rezecția chirurgicală, radioterapia adaptată sau urmărirea imagistică a tumorii. Decizia de tratament este influențată de severitatea simptomelor. Tratamentul chirurgical este în mod categoric indicat la pacienții cu tumori simptomatice, în special la cei cu tumori de dimensiuni mari, care vor determina o compresiune semnificativă asupra modului spinării. Majoritatea tumorilor cu localizare extramedulară, intradurală, pot fi accesate și excizate printr-o laminectomie posterioară standard. Ecografia intraoperatorie este utilă, deoarece asigură mai mare acuratețe a actului medical prin detecția localizării tumorale, însă sacrificarea unor rădăcini spinale este uneori inevitabilă. Totodată, secționarea ligamentelor dințate oferă un abord mai bun în cazul tumorilor localizate anterior. Aceste ligamente dințate fac deosebirea între rădăcinile posterioare față de cele anterioare de la nivelul mădului. Ratele de recurență după ablație chirurgicală a tumorii sunt dependente de vârstă, prezența leziunilor multiple, gradul mare de calcificare, osificarea acestea. Recidivele simptomatice sunt tratate în general pentru o intervenție chirurgicală. Reabilitarea postoperatorie depinde în mare măsură de momentul intervenției chirurgicale. Parenchimul aflat multă vreme comprimat, prezentând o tendință scăzută la recuperare. În concluzie, investigația de elecție pentru diagnosticarea meningioamelor spinale este reprezentată de rezonanța magnetică nucleară.
Conduita terapeutică este dependentă de simptomatologia pacientului, iar cel mai important factor prognostic în evoluția postoperatorie este reprezentat de tipul histopatologic al meningiomului. Particularitatea cazului de față a fost prezența unui nev la nivelul toracal posterior, ce corespundea cu localizarea formațiunii tumorale extramedulare intradurale, aspect obiectivat la examinarea imagistică. Acesta reprezintă de fapt și criteriul în funcție de care s-a stabilit abordul chirurgical în scopul ablației tumorale. Să aveți o zi frumoasă!